Salutare, sunt Raul Jurchela. Hai să vedem împreună cele mai importante informații ale zilei. Astăzi vezi imagini cu un șofer pentru care culoarea roșie a semaforului nu înseamnă nimic. Vezi apoi imagini de pe strada Ștefan cel Mare. Muncitorii au început să spargă acolo o parte din lucrare. La final discutăm despre podul Michelangelo. Jardinierele au fost din nou vandalizate acolo. Culoarea roșie a semaforului nu înseamnă nimic pentru unii dintre șoferi. Este și cazul unui conducător auto din Timișoara pentru care graba este mai importantă decât siguranța. Imaginile au fost surprinse de un șofer în intersecția dintre bulevardele Mihai Viteazu și Vasile Pârvan. Coloana avansează la semafor, însă în momentul în care se face roșu, unul dintre conducătorii auto nu mai are răbdare. Ocolește mașina din fața sa și pătrunde cu viteză în intersecție, fără să-i pese că ar putea provoca un accident de circulație. Imaginile au fost postate pe internet de cel care le-a surprins cu o cameră de bord. În urmă cu câteva zile te anunțam că lucrările pe strada Ștefan cel Mare sunt aproape de final. A fost deschisă chiar și circulația pe cele două sensuri de mers și totul arăta promițător. Iată însă că acum muncitorii au început să spargă ceea ce au construit deja. Mai exact, unul dintre sensurile de mers este din nou în lucru. S-a spart o porțiune de asfalt în zonă, iar constructorul se pare că înlocuiește și bordurile pe care tot el le-a montat în urmă cu ceva timp. Pe tion.ro vezi toată povestea. Suntem nemulțumiți că orașul este blocat de șantiere care nu se mai termină, însă nu suntem capabili să păstrăm ce avem. Să luăm drept exemplu podul Michelangelo. Zona a fost dată în folosință în urmă cu mai puțin de un an, însă de atunci este vandalizată frecvent. Pe tion.ro vezi care este povestea. Cam atât pentru astăzi, ne vedem și mâine de la aceeași oră, până atunci rămâi pe tion.ro.